Hello guys, eu sunt Antonio Pigan și o să-mi construiesc prima casă din viața mea la doar 20 de ani! Ei bine, acum o lună am postat un vlog pe canalul meu de YouTube în care v-am anunțat pe voi că mi-am cumpărat un teren în Domnești, chiar lângă București. Proprietarul acestui mare, mare, mare teren. Pentru cine nu știe și a trăit în peșteră până acum, din Domnești este și Dorian, acolo și-a construit și el o casă. Mi-ai spus că ne învecinăm, mi-au mai spus alții, bă, mi-au teren în Domnești la tine, ne învecinăm. Dar nimeni n-a fost atât de aproape, frate. Așa că noi urmează să fim vecini. Că tot veni vorba de Dorian Popa, am făcut un pariu cu Dorian că nu voi reuși să termin casa până pe 1 noiembrie 2023. Facem pariu? Pe o săritură de pe gard de la mine de Halloween, costumat, că nu ești gata nici pe departe. Nici pe departe? Fără alte adăugări, haideți cu mine pe șantier să vă arăt cum decurge treaba și unde am ajuns până în momentul de față, pentru că astăzi facem un pas foarte, foarte important. Mamă, ce fericit sunt în momentul de față, am ajuns la șantier, e undeva în spatele meu, băieții lucrează de zor acolo la casă. Și vă spun sincer că băieți mai muncitori ca cei care lucrează la casa mea nu am mai văzut niciodată. Și vă iau imediat la șantier, dar înainte vreau să vă spun că astăzi turnăm fundația și e un pas foarte, foarte mare la o casă, pentru că totul începe de la fundație. Dar mai întâi uitați-vă și voi în ce hal ajunge mașina mea de fiecare dată când ajung pe aici, deci nu mai pot. Acum te înțeleg și pe tine, Dorian, să moară Jaxana. Votați primar Dorian Popa și viceprimar Antonio Pican neapărat în Domnești ca să aveți drumuri bune și asfaltate. Asta este cățelul vecinului, ia uite ce frumos e, domne, ce faci mă, ciuci, mă? Ce faci mă, ciuci, mă, ce frumos ești, tot ce botică ai. Deci uitați-vă și voi ce Adidas am eu în picioare și uitați-vă și voi cum arată șantierul. Așa că am luat cizmele astea puternice, hai să ne încălțăm cu ele și să mergem să vă arăt în detaliu tot ce am făcut la casă până acum și să turnăm fundația. Gata, acum ne-am echipat și noi prezent și nu vine să cred, dar între timp a ajuns și pompa de la Top Beton cu care o să turnăm astăzi fundația, dar până vin cifele, hai să vă arăt stâlpii, hai să vă arăt cum am săpat fundația, hai să vă arăt cât de mare va fi ampreta la sol a casei. Cam așa arată casa în momentul de față. Știu că pentru unii par doar niște gropi, dar pentru mine deja văd casa, efectiv văd casa cât de înaltă și cât de mare o să fie. Este genial să-ți construiești o casă și să vezi cum de la zi la zi tot crește ceva, tot crește ceva. Efectiv e ca copilul tău, efectiv e ca un copil, sincer. Ăștia sunt stâlpii pe care i-am băgat în fundație. Uitați-vă cât de mare este casa. De la acel stâlp până la acest stâlp, tot acest pătrat va fi piscina, împreună cu o terasă super, super, super mega mișto. În spatele meu puteți vedea living-ul, iar acolo va fi bucătăria. Știu că pentru mulți sunt doar niște gropi, dar eu efectiv văd toate camerele în parte. Încă nu vă voi arăta randările, încă nu vă voi arăta planul casei. Momentan în acest vlog veți vedea doar cum turnăm fundația și în ce progres am ajuns cu casa. Iar pentru cei ce nu știu, că construim o casă, pentru că poate mulți nu ați văzut vlogul cu terenul. Aceasta este marea, marea pompă de la Top Beton, care uitați-vă și voi, acum se ancorează sau ceva de genul, nu știu, fraților. Tata a mai construit o casă, dar pentru că eram foarte, foarte micuț, nu am fost foarte, foarte interesat de toți acești pași de construirea unei case, de toți acești termeni și materiale, manoperă, dar acum, pentru că îmi construiesc propria mea casă, vă dați seama că mă interesează și de la zi la zi învăț chestii noi. Doria, pregătește-te că până noiembrie casa e gata și nu te aștepți, nu te aștepți. A venit și prima cifră din toate cele 6 pe care le vom băga în fundație. De la Top Beton, le mulțumim foarte, foarte mult că stai astăzi alături de noi la un pas foarte, foarte important din construcția casei. Practic, betonul se toarnă în pompa, nu? Și pompa vine toată chestia aia așa și o să intru în fundație. Eu tot ce ziceam puneam cu semnul întrebării, pentru că le întrebam pe tata care e în spatele camerei și în spatele acestei case va fi. Tata mă va ajuta să construiesc toată casa și va fi șeful de șantier, așa ca să zic așa. Adică, el a mai construit o casă și știe cu ce se mănâncă. Deci tata pe acolo, pe la elefant acolo, va face betonul. Hai să mergem să vedem cum turnăm prima mână de beton în fundație. Amprenta la sol are undeva la 200, nu știu, 30-240 de metri pătrați, ceva mare rău de tot. Gata, guys, se toarnă beton, prima mână de beton se toarnă. Bă, fraților, să vă adea așa, sunt mândru rău de tot de mine, tare rău de tot. Vine să mă bag, să mă scald acolo betonul. Ia zi, tati, e ce trebuie? Ok, e ce trebuie, sau? Foarte, foarte. Pau!
Tot beton chiar a venit cu chestii calitative. În curând o să vi arăt și pe băieții mei care vor lucra la casă până când aceasta va fi terminată. Băieții de la Best Zonal Construct, coordonați de fratele meu George. George care pur și simplu a venit ca un înger păzitor în spatele meu să mă ajute să fac casa asta efectiv. Deci a fost un băiat de nota 100 și pentru orice fel de lucrare, de la case până la garduri, până la acoperișuri și tot ce înseamnă construcție, îl puteți contacta pe George. La fiecare vlog care va fi despre casă, vă voi lăsa contactul lui George în descriere și îl puteți contacta. Și vă garantez eu că să iasă o casă la fel de frumoasă ca a mea. Bam, bam, bam! A venit deja a doua cifă, deci a doua mașină plină cu beton, pentru că să băgăm la beton în casa asta de neplictisim. Dar sper să iasă treaba și să fie totul așa cum sperăm, să o ridicăm și să fim sănătoși. Să meargă totul bine. Să rămâneți alături de noi până la final, că avem multe surprize pentru voi cu această căsuță. Guys, au trecut 4 zile de când am turnat fundația și de când ați văzut voi ultimele filmări, iar acum casa deja a evoluat foarte, foarte, foarte mult în doar 4 zile. Băi, dar vă spun sincer că cred că în viața asta cea mai mare realizare a ta este să-ți construiești propria ta casă. Mie încă nu vine să cred cât de repede au evoluat lucrurile și uitați-vă și voi cât de repede am ajuns la pasul ăsta care, băi, sincer, nu mi se pare ușor. Sincer, chiar stăteam aseară și mă gândeam că tata care e în spatele camerei în momentul de față a făcut toate lucrurile astea cu mânuță a lui, frate. Am avut în spatele meu o echipă extrem, extrem, extrem de puternică pe care o să o vedeți de la începutul începuturilor până la finalul finalurilor, pentru că am creat o conexiune foarte frumoasă și ne înțelegem foarte bine și mai ales pe partea de muncă. Uitați-vă și voi cum au lucrat. Eu v-am spus așa în mare parte despre casa asta, detaliile și lucrurile pe care știu eu să le vorbesc, dar mai departe o să vi-l las pe George de la Best Zonal Construct. Best Zonal Construct este firma care se va ocupa de casa mea, care face orice pe partea de construit și o face în mare stil. Eu am venit doar cu cash-ul, dar eu nu știu ce e fierul ăsta, ce e așa. Zi, spune-le tu la băie, este pup George, este George care se va ocupa de casa mea. Este tânăr, uitați-vă, frate. Bă, frate, deci mie mi se pare super mega genial că George e de vârstă cu fratii meu și George se ocupă de construirea casei mele, adică e ceva tare rău de tot. Și tata a confirmat, pentru că, bă, dați seama, eu puști de 20 de ani nu știu, dar tata a confirmat că ai făcut o treabă genială, George, și că ești bombă rău de tot. La ce etapă am ajuns acum în momentul de față? Deci am turnat în pământ, așa, 90 adâncime cu 60 lățime, în care am axat și partea de stâlp, el fi cu rosime de 14 striat și 14. Nu știu, foarte multă lume mi-a spus pe Instagram, bă, dar tu ce construiești acolo? Bloc sau casă, hotel? Bă, nu e o casă, adică s-au folosit destul de mult fier și materiale pentru o casă. Au intrat aproximativ 4 ture numai până în momentul de față, iar la vreo 2-3 zile turnăm prima placă, adică radier. Adică tu vrei să-mi spui că până săptămâna viitoare pot să stau pe casă? Da. Stai puțin, tu știi că am făcut un pariu cu Dorian, cu vecinul. Facem pariu? Pe o săritură de pe gard de la mine de Halloween, mă, costumat, că nu ești gata nici pe departe. Nici pe departe? 100% o să fie gata. George, mulțumim din suflet, ești genial și Doamne ajută, da, să fie totul cum am mers și până acum. Dacă vreți și voi să aveți parte de lucrări așa de bine făcute și de case așa de frumoase cum o să fie a mea, pe care voi o să o vedeți în exclusivitate nu când va fi finalizată, ci în momentul în care o să ne apropiem de finalizarea casei la roșu și o să vă las eu o mare, mare randare pe ecran cu casa și un filmuleț cum arată casa în randări. Guys, ne-am întors la șantier, nu știu a câta zi de filmare este, însă lucrurile au luat-o efectiv razna. Băieți au turnat prima placă și s-au apucat să pună cărămizile, iar în sfârșit pot vedea și eu cât de mare o să iasă casa. Așa o să arate casa. Bine, vă dați seama că voi nu aveți cum să vedeți pentru că afișul din spatele meu este blurat, dar pentru cei care stau în Domnești pot să vină la mine în fața casei și să vadă casa în exclusivitate. Voi trebuie să mă așteptați un pic, dar în episodul următor vă promite fratele vostru că o să fac turul parterului, pentru că deja va fi gata cu pereții, cu camerele împărțite, cu tot ce trebuie. Să vă arăt unde scrie bucătăria, living-ul și toate cele. Și în exclusivitate o să vă arăt prima randare a casei în format 3D. Efectiv o să vedeți cum o să arate casa mea. Este o zi tare specială pentru că astăzi nu doar că voi filma casa și vă voi arăta progresul ei, însă astăzi vom pune și noi osul la muncă și îi vom ajuta pe băieți
atunci când casa va fi gata să zic, bă, am pus și eu o cărămidă la casa asta. Uitați-vă și vă efectiv ce noroi e pe jos să moargă asta. Adică, bă, fraților, se lucrează în condiții extreme și de-aia eu îi apreciez foarte, foarte, foarte mult pe băieți. O să puteți urmări progresul casei mele și în cazul în care vă place cum a ieșit și vreți să-i luați pe băieții mei de la Bezonal Construct, îi puteți contacta pe numărul de telefon din descriere sau pe Instagram sau pe e-mail, pe ce vreți voi. Mamă, ia să vedem, să vedem ce s-a întâmplat aici. Ei bine, guys, am urcat în casă. Efectiv, acum suntem în casă. Uitați-vă cât de înalt e video ăsta. Cred că o să fie și mai înalt de atât. Deci am aproximat că această casă va fi mai înaltă ca o casă cu un etaj plus mansardă. Deci va fi înaltă, 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 rău de tot. Nu știu atât să fie cea mai înaltă casă din Domnești, dar să sperăm. Unde suntem noi în momentul ăsta va fi livingul. Aici o să fie un hall. Bine, oricum o să vă fac turul casei în momentul în care facem și pereții și o să avem tot parterul gata. Aici va fi bucătăria, mamă, frate, deja aici, bam, 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 stăm aici frumos, ha, mamă, frate, și aici o vită, ha, ha, la baragaz, bam, 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 după care aici, unde vedeți voi gol, aici vom ieși, o să avem o ușă din asta de sticlă și aici va fi piscina cu terasă, frumos, ha, mamă, iar aici, guys, unde vedeți această rampă, pe această rampă va urca Lamborghini-ul, Ferrari-ul, McLaren-ul meu și o să vă spun în premieră, este că între garaj și holuleț, scară, living, efectiv până în cealaltă parte a casei, eu voi avea geam între garaj și cealaltă parte a casei și efectiv voi putea să-mi văd mașina din toată casa. Asta e cel mai tare lucru. Probabil sunteți curios să aflați și cine mi-a făcut proiectul acestei case, dar o să aflați în episodul 2, unde o să vă arăt și randarea, unde o să faceți cunoștință și cu echipa de arhitectură care mi-a lucrat atât proiectul casei, cât și designul interior al ei. O să aveți parte de multe surprize, dar până atunci, hai, eu zic, hai să punem și noi la muncă. Ia să vedem, mă, cum punem și noi cărămizi astea. Suntem cu băieții aici, am forță de la Bezonal Construct și ne învață cum punem cărămizi. Ia să vedem. Avem și mănușile să nu ne accidentăm la Degețescu. Așa și vine una dragă, așa, așa, așa. Lasă ușor jos. Fii atent aici. Dau cu ăsta? Da, ca să ajungă la nivel aici. Și acum a venit momentul adevărului, trebuie să vedem dacă am pus-o dreaptă, nu? Da, deci nu cred, perfectă. E perfectă? Băi, de mult la cap, n-ai cum. Bă, nu cred că mai plec de aici, cred că stau până ne termină în parterul, frate, ești de mult la cap. Bă, dacă și pe asta am pus-o dreaptă, să mă mată tataia, e pe garu. Perfect. Perfectă, mă? Perfectă, nu? Cum a făcut-o pe asta? Cum a jucat? Ai jucat la cap? Ia mă, ia vină ca să facem niște material din ăsta. Păi ce, doar noi suntem buni doar de cărămizi? Trebuie să ne băgăm și la lopata fricioare. Uite, cu domnul mergem să ne arate cum facem material. Wow! Vă vedeți că asta e mai multă sală decât toată sala din țări, ești nebun la cap. Așa care acum să dăm pasă pe mine, nu? Și acum trebuie să punem materialul? Da. Aici eu, între? Da, între. Și eu îmi nivelez acum la față. Pe lângă pe aici, da? Așa, da. Aici trebuie să stea așa, nu? Să plice pe cant. Sigur, da. Așa că bun. Respect! Deci să țineți minte că ăsta, zidul ăsta de la hoi e făcut de mine, da? Să țineți minte, da? Nu mai trebuie să ne ascundem după deget că în momentul în care construiești o casă ești furat la material, ești furat la timp, ești furat la chestii. Multă lume se lovește de problemele astea, dar eu am trecut la un alt nivel cu echipa asta de construcție. Bezonal Construct, chiar, fraților, pe lângă că lucrează prompt la timp și dacă îmi spun că ceva e gata vineri, e gata miercuri, n-am avut efectiv nicio problemă, sunt la alt nivel, sunt bombă, vreau să-i laud pentru că sunt efectiv geniali. Să rămână, mulțumesc mult de tot de lecție, acum pot să zic că pot să fac o casă, ce? Am un metru 92. Uitați-vă că stâlpul ăsta e de 2 ori jumate cât mine. Va mai fi turnată placa, după care placa dintre parter și etaj, după care o să fie etajul, după care o să mai avem o mică zonă care va fi o mini mansardă, va fi podul și casa va fi extrem de mare, deci chiar vreau să o văd la final. Aceasta este fața casei, da? Asta este mașina picantă, acolo este intrarea temporară, asta este poarta temporară și asta este casa. Guys, ăsta a fost primul episod cu casa, ați putut să vedeți în ce puțin timp am evoluat cu casa și cât de repede am ridicat-o. Cred că la următorul episod deja placa va fi turnată și vom putea să facem turul parterului și vă voi arăta și prima randare. Dar până atunci mai este, nu uitați să rupeți butonul și de like, să mă urmăriți în continuare, eu v-am pupat și ne vedem din nou pe șantier. Bam!